De la 1 septembrie, religia va fi studiată în școli ca obiect facultativ. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Leonid Bujor la ședința de astăzi a Cabinetului de Ministri. Astfel, potrivit inițiativei aprobate de executiv, cursul de religie va fi opțional pentru clasele 1-a, 9-a, la cererea scrisă a părinților sau tutorilor elevilor. Ministrul Educației a declarat că hotărârea a fost luată în urma consultărilor de durată cu reprezentanții Mitropoliei Basarabiei și Mitropoliei Moldovei, dar și a confesiunilor religioase. Până la 1 septembrie, guvernul urmează să elaboreze și să publice manuale de religie, dar și să identifice cadrele didactice care vor preda disciplina. În prezent, în clasele primare este predat cursul de educație moral-spirituală. În același timp, în clasele a 5-a, a 12-a, sunt predate cursuri opționale, cum ar fi religia, istoria religiei și educația creștin-ortodoxă.